too, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Bună tuturor, eu sunt Jenna și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi o să vorbim despre un subiect foarte interesant și anume cum să activezi metabolismul. Asta ce înseamnă? Înseamnă cum să ardem mai multe calorii ca să slăbim. Metabolism. Ce înseamnă metabolismul în sine? Este, cum să vă explic eu ca să mă înțelegeți cât mai bine, metabolismul este un proces, sunt de fapt mai multe procese biochimice, adică niște reacții chimice care caracterizează funcțiunea corpului nostru și aceste reacții duce la două reacții principale și anume reacție catabolică, adică de distrugere a celulelor corpul nostru și o reacție anabolică care înseamnă recostruirea la ceea ce s-a distrus. Corpul nostru asta face în mod continuu, distruge pentru a reconstrui. Voi trebuie să știți că corpul nostru se regenerează în mod continuu. Noi, de exemplu, într-un an cam 95% din corpul nostru s-a regenerat, deci noi ne facem noi în fiecare zi. Gândiți-vă că globulele roșii au o viață de 4 luni, adică cam 120 de zile, după care vin eliminate și între timp s-au reconstruit altele. Ficatul. Ficatul are o durată cam de 6 săptămâni. Ficatul este organul ăla cel mai, o capacitate foarte mare de regenerare. Voi gândiți-vă că în ficat se stochează, se stochează și se elimină cele mai multe toxine pe care noi le avem în corp. Dacă el nu s-ar regenera, noi nu am putea să trăim pentru că am fi intoxicați de atâtea care nu sunt bune. De exemplu, ADN-ul se distruge cam în 2 luni de zile din cauza calilor liberi, adică la mâncarea aia și la toxinele alea pe care îi le dăm zi de zi la mâncarea care nu e ok. Acest DNA are o capacitate și el foarte mare de a se reconstrui, de a se regenera, dar noi trebuie să-l ajutăm. Cum ajutăm aceste celule? Le ajutăm cu alimentație. Tot ceea ce suntem, de aia se spune, noi suntem ceea ce mâncăm. Pentru că noi, dacă mâncăm sănătos, mâncăm alimente care nu sunt procesate, care sunt din natură și așa mai departe, o să avem și o sănătate de fier. ADN-ul are nevoie de alimente antioxidante. Antioxidant ce înseamnă? Anti-age, împotriva bătrâneței. Auziți de foarte multe ori, a, ăsta e un antioxidant. Antioxidant înseamnă că nu se oxidează, ca să zicem așa pe cuvintele noastre. Ați văzut fierul, metalele se oxidează, se strică. Așa și celulele din corpul nostru. Dacă noi îi dăm alimente care sunt oxidante pentru corpul nostru, cum sunt grăsimile, cum e alcoolul, cum e zahărul alb și așa mai departe, celulele noastre suferă, deci se îmbătrânesc mai repede. Vă zic așa câteva alimente care au o putere antioxidantă, adică ajută celula să se protejeze împotriva chestiilor astea mai dăunoase, de exemplu broccoli, sunt bache de coji, au o putere antioxidantă excepțională. Mai sunt și mirodenile, adică toate canela, toate ierburile astea care noi le putem pune în mâncare sunt foarte antioxidante. Și în general, legumele crude. De exemplu, scheletul se regenerează odată la 3 luni și odată la 10 ani noi avem un scheletru nou. Până acum câțiva ani se gândea că celule cerebrale, odată ajunse la maturitate, nu se mai regenerează.
Deci noi ne naștem și creștem până la un anumit moment cu un determinat număr de neuroni, neuroni, celule cerebrale. Astea după care vin distruse zi de zi, zi de zi. În ultimii ani s-au făcut niște studii științifice și s-au descoperit că între trei părți, deci vă dați seama cât e de complex creierul nostru, în trei părți ale creierului, creierul face în așa fel încât să stimuleze cortecea cerebrală și să activeze, să regenereze, să facă din nou celule voase, care sunt foarte, foarte importante, nu numai pentru creier, pentru tot organismul nostru. De ce vă spun toate chestiile astea? Pentru că absolut toate celulele din corpul nostru se hrănesc cu alimentele, cu ceea ce mâncăm, cu ceea ce îi dăm noi pe gurița noastră. Deci, noi suntem ceea ce mâncăm. Dacă noi ajutăm organismul nostru să mănânce, nu că îl ajutăm să mănânce, îi dăm un combustibil, o benzină bună, de calitate, cu cât mai puține produse procesate, el o să se regenereze în mod sănătos. Mă gândesc, mi-a venit în minte acum că, exemplu, multe boli sunt activate de factorii externi, cum e ambientul și alimentația, pentru că, de exemplu, noi naștem cu o mapă genetică deja prestabilită, adică noi, când s-a creat embrionul nostru și celulele de ADN-ul nostru, noi știm deja, ADN-ul ăla știe deja care o să fie viața ta, ăla e destinul nostru. Și de toate bolile alea cu care tu te-ai născut pot fi activate de felul tău de a fi, de viața pe care o conduci, adică de mâncarea pe care o ai și de modul de activitate fizică și de aerul pe care îl respiri. Deci astea sunt trei lucruri foarte importante. Dacă tu la una din bolile astea îi dai toate trei chestiile negativ, ea îi zbucnește și de aia ne îmbolnăvim fără să zicem, aolo, de ce? În momentul în care tu ajuți ADN-ul prin alimentație, activitate fizică, deja i-ai luat două din cele trei lucruri dăunoase și așa l-ajuți și ai foarte puține posibilități de a te îmbolnăvi. Ok? Să ne întoarcem la metabolismul nostru, că am luat-o razna. Deci, metabolismul nu înseamnă numai arderea de calorii. Sunt foarte multe procese care se întâmplă în corpul nostru în același moment. Ce înseamnă asta? Că metabolismul înseamnă și distrugere, dar și reconstruire. În aceste procese de distrugere și construire intră și procesele de ardere de calorii, dar și de depozitare de grăsimi, adică vorbim de țesutul ăla adipos, de celulita aia nesferită care urăm cu toți. Acum trebuie să încercăm să descoperim de ce anume depinde arderea de calorii. Eu încerc să vă fac un discurs cât mai pe înțelesul tuturor ca să vă dați seama. Totul este foarte simplu. Nu sunt minuni, nu sunt jocuri, nu sunt medicamente, nu sunt ceaiuri, nu sunt creme. E foarte simplu. Alimentație corectă, slăbit, alimentație corectă, sănătate, sport, sănătate. Deci sunt puține chestiile care trebuie să le faci. Chestia e că e foarte greu să le punem în practică și de aia populația planetei este bolnavă, mass media nu ne ajută, ne bombardează cu publicități exagerate, cu industria alimentară dată peste cap, merendele, dulciuri și așa mai departe. Ok, ne întoarcem la discursul nostru. Acum să descoperim de ce anume depinde arderea de calorii.
cam 55-60% din arderea caloriilor este dată de metabolismul bazal. Asta ce înseamnă? Ce înseamnă metabolismul bazal? Înseamnă câte calorii arde organismul nostru când doarme, când stă fără să facă nimic. Deci voi trebuie să vă gândiți că în interiorul, deci ceea ce nu vedeți în interior, este o mașină, o mașinărie care merge în continuu. Și tot procesul ăla de mișcare internă pe care avem noi în interior arde niște calorii. Un procent de 20-25% e dat de activitate fizică, iar 10-15% de activitatea termogenică pe care o are corpul nostru în momentul în care, în procesul de digestie. Deci, ce înseamnă asta? Câte calorii arde corpul nostru când mănâncă, când trebuie să mănânce. Deci, cea mai mare parte, o parte importantă, foarte importantă, o are metabolismul bazal. Deci, 50-60% din caloriile pe care noi le ardem este dat de metabolismul bazal. Ce să facem ca să activăm? De multe ori auzim persoanele, eu zăbesc foarte puțin, eu nu zăbesc deloc pentru că am metabolismul foarte lent, foarte încetinit. Persoanele astea au avut întotdeauna o viață și au, să spunem așa, chinuit corpul lor când cu diete, când fără diete, când cu mâncări exagerate, când cu foarte multe restricții. Și un nostru spune, băi nene, ia stai așa, păi ce faci tu cu mine aici? Azi îmi dai, mâine nu îmi dai. Nu e bine așa, eu trebuie să mă apăr. Ca în momentul în care nu o să mai îmi dai, să am de unde lua, deci eu depozitez. De aia persoanele nu slăbesc, pentru că corpul se pune în apărare. Ce trebuie să facem noi pentru a mări arderea de calorii, pentru a activa metabolismul bazal care ne ajută să ardem cele mai multe calorii? Trebuie să mărim activitatea mușchiulară, fizică. Asta ce înseamnă? Nu este de ajuns să mergem o oră pe zi. Pentru că în activitatea aerobică, pentru că mersul e aerobic, nu există un proces de catabolizare a mușchiului, adică există, dar este foarte mic, foarte nesemnificativ. Deci, pentru a activa metabolismul bazal și a arde mai multe calorii, trebuie să facem greutăți, adică să luăm greutatea aia de 2 kg în mână, să facem așa. Știu că cuvintele astea o să vă sperie, mai ales pe fete. Ce înseamnă asta? Fetelor, vă spune Janina cu sufletul, cu inima în mână. Nu vă e frică că vă faceți mușchiuloase, pentru că noi nu avem ormonii maschile și nu putem să ne mărim atât de mult masa musculară încât să devenim oameni, bărbați. Este imposibil. Pe cine vedeți atât de mușchiuloase sunt pentru că iau hormoni. Deci, nu vă mai fie frică de greutăți. Luați greutățile chiar și cât de mici. 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg. Nu o să se întâmple absolut nimic cu fizicul vostru să-l transforme într-un bărbat. Din contră, o să mărească activitatea și arderea grăsimii total, din tot și zi și noapte. Și zi și noapte corpul vostru o să ardă. Voi trebuie să vă gândiți, eu după 6-7 luni de dietă și cam 2 luni de când fac activitate foarte intensă cu greutăți, mie mi-e urât pe caldul ăsta să mă duc să fug, să fac astea și mai subțire decât că așa mai rar. Voi trebuie să știți că eu mă duc și mănânc o pizza și a doua zi pe cântar eu am mai puțin, am slăbit. Mă duc să mănânc o înghețată eu sau, eu știu, o prăjitură sau aia, eu am slăbit, dar bineînțeles asta nu pot să fac în fiecare zi,
altfel, eu iau iar de la capă, iar obosesc organismul și metabolismul meu. Corpul nostru are nevoie de alimente sănătoase. Are nevoie de alimente sănătoase, în primul rând, cât mai puțin procesate, cu cât mai puțin procesate, cu atât mai bine. Și de activitate fizică anaerobică, adică activarea și catabolizarea pentru anabolizarea mușchiului, adică distrugere și construire de fibre musculare pentru a mări și activitatea metabolismului basal. Vreau să vă mai iau așa aminte de o chestie. De multe ori persoanele spun așa, am mâncat un tort, eu știu, o prăjitură, mă duc acum la sală și bag o oră de aerobică și arb tot. Nu! Nu este posibil! Nu suntem Iron Man, nu suntem Hulk, nu suntem atât de... Nu avem un metabolism bazal din ăla supersonic ca să putem să ardem o ciocolată de 600 de calorii sau de 500 de calorii cu o oră de sală. Știți câte ore? Vă trebuie vreo 6-7, cred. Nu știu. Hai să căutăm pe Google să vedem, ca să nu ziceți că spun eu prostit, să vedem cât aerobică să faci tu ca să arzi o ciocolată. Ia. Uitați, e scris aici. O oră de aerobică, 200 de calorii. Deci, mâncați sănătos dacă vreți să ardeți calorii și să slăbiți. În concluzie, să închidem argumentul, pentru că am fost foarte lungă, dar vreau să vă explic că metoda este foarte simplă. Trebuie să activăm metabolismul bazal, să lucreze cât mai mult. Asta se face pentru o alimentație corectă și prin activitate fizică anaerobică și aerobică. Împreună facem o echipă mare. De aia este important cel puțin de 3 ori pe săptămână să faceți greutăți, să faceți squat. Squat, de exemplu, folosiți greutatea corpului vostru și este o activitate fizică super bună pentru a activa mușchii. Sper că videoul v-a plăcut, nu uitați să dați un like și dacă vreți să fiți urmăriți în dieta Janina, găsiți în infobox toate detaliile. Cine vrea să ne ajute să ajutăm asociațiile de copii și așa mai departe, găsiți toate informațiile în infobox. Puteți să ne trimiteți tot ceea ce vreți voi, haine, mâncare, iar noi o să ducem toate chestiile astea, o să facem video și să le ducem la persoanele care sunt mai puțin norocoase decât noi. Ne vedem la următorul video. Like!